După verdictul Instanței Supreme, care în această săptămână l-a achitat pe Mihail Constantin Igeanu, după ce tribunalul Gorj îl condamnase la 20 de ani de închisoare pentru crimă, avocatul său a făcut astăzi primele declarații. În primul rând o să ne revenim puțin după procesul de 3 ani și jumătate și în mod sigur vom da în judecată statul român pentru a obține niște despăgubiri. Acum, practic, este o faptă de omor cu autor necunoscut. Urmează ca organele de urmărire penală, practic, să redeschidă acest caz și să descopere, până la urmă, cine este adevăratul criminal. I-a atras imediat atenția rezultatul testului ADN. Prima probă care mi-a ridicat semne de întrebare a fost rezultatul expertizei ADN. Pentru că materialul genetic recoltat de sub unghiile victimei, de la ambele mâini, a arătat că aparține unei alte persoane. Acum putem spune cert că 9 luni și câteva zile a fost arestat fiind nevinovat. Mihail Constantin Igeanu a declarat că lunile petrecute alături de adevărații criminali i-au marcat viața. Împlinise 18 ani. Nu primise nici măcar o amendă contravențională. Vă dați seama ce șoc a putut să fie pentru dumnealui trecerea din mediul familial și de la libertate în mediul penitenciar. Cred că nici eu nu pot să-mi închipui prin ce a trecut și sper să depășească acest moment și să poată să-și refacă viața, pentru că, practic, 3 ani și jumătate de zile i-au fost răpiți. Oribila faptă a fost comisă în luna iulie a anului 2010, când un bărbat de 54 de ani a fost găsit înjunghiat pe marginea drumului în comuna Roșia de Amaradia. Un unchi de-a lui Igeanu a recunoscut crima, dar anchetatorii nu l-au crezut, la fel ca în cazul tânărului de 18 ani care susținea că este nevinovat.